biblice din Noul Testament. Pildele lui Isus. Pilda celor doi fii. Un om avea doi fii. S-a dus la cel dintâi și i-a zis: Fiule, du-te și lucrează azi în via mea. Uită-te, prietene! Într-o zi va fi toată a mea. Nu uita de fratele tău. Ce are de-a face mica cu asta? Eu sunt cel mai mare. Cel mai mare ia tot. Nu, dacă nu este vrednic. Vrei să spui că nu sunt vrednic? Doar spun că... Va fi toată a mea într-o zi. O să vezi. Astăzi vom culege. Trezește-mi, băieții. Roada e gata de cules. Păi, sunt deja sculați și plecați. Ce? Dacă nu culegem astăzi, întreaga recoltă e pierdută. Și sunt prea slab să fac de unul singur totul. Începe tu, eu îi voi găsi pe băieți. Da, Geașu. Vând câteva din astea și voi fi propriul meu șef. Gata cu plantatul, culesul și cultivatul. Până atunci, am nevoie de tine. Este o zi de recoltă. O, tată! Vino! E târziu! Dar eu... Ajunge, mica! Vino! Rămân aici! Vrei să repeți? Sunt sătul și obosit de culesul viei. E tot ce fac! Iar Iachim mereu trâncănește și se laudă că va fi toată a lui. Poate să o aibă, am terminat. Nu ai altceva mai bun de făcut decât să te uiți la mine cum muncesc? Nu, din câte știu. Bine atunci. Uite, vine tatăl tău să se redea memoria. Iachim, este ziua recoltei. Îmi pare rău, tată. Așa zici mereu. Și mereu merg să te caut când e treabă de făcut. Vin imediat, tată. Îți promit. Vezi ce faci, sau o să pierdem recolta. Nu te duci? Tata se emoționează câteodată, dar treaba mereu se face chiar dacă mă duc sau nu. Relaxează-te. Nu vom termina nici măcar jumătate în ritmul ăsta. Este o pierdere mare. Da, așa mulți ciorchini. Nu ciorchinii, ci respectul fiilor mei. Tată? Îmi pare rău, tată. Ți-am vorbit nerespectuos. Sunt aici să muncesc, dacă mă vei ierta. Totul este iertat și uitat. Se pare că am ajuns la timp. Trebuie să spun ceva, mica. Eu nu cred că voi mai trăi mult. Vreau ca tu să moștenești această vie. Nu vreau să iau nimic de la Iachim, tată. Nu ei. Iachim se așteaptă să fie a lui doar pentru că este mai mare. Dar tu ai fost mereu aici, indiferent dacă ți-a plăcut sau nu. Via mea
este a ta. Nu! Pilda lui Lazar și a bogatului. Era odată un om bogat care purta haine scumpe și zilnic avea de toate. Era de asemenea și un cerșetor pe nume Lazar, care zăcea la ușa bogatului. Corpul lui era plin de bube și dorea să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului. Trebuie să te odihnești, Lazar. Lasă că o termin eu. Dar îmi place să fac asta. Sunt îngrijorată pentru tine, nu arăți bine. Sunt puternic ca regele David. Păi, nu ca în ziua când l-a omorât pe Goliat, ci 50 de ani după asta. Dacă vei avea răbdare, voi aduce destulă mâncare pentru toți. Nu, categoric nu. E rândul meu să găsesc mâncare. Ești prea slăbit. Nu, nu, nu. Ai grijă de fiul tău. Are nevoie de tine. Nu, nu! Ia-o de aici. Și să nu te prind că dai resturile cerșetorului de la poarta mea. Este la fel ca toți câinii care se adună pentru gunoiul meu. Nu va pleca niciodată dacă îl tot hrănești. Este o rușine să-l lăsăm înfometat. Rușine este că face ca intrarea pe proprietatea mea să arate ca o mahala. Dar dacă nu-l voi hrăni, domnule, va muri. Și ce? Tu și mila ta blestemată! Crezi că este o virtute, nu-i așa? E o slăbiciune! Ești ca vai de tine! Da, domnule. Acum ieși afară și alungă-l sau îi iau și ultima fărâmă de viață! Lazar! Lazar, scoală-te! Tu ești, prietene! Ia asta și pleacă! Stăpânul a spus că te va biciui dacă mai stai. Lazar? Lazar, trebuie să te scoli. Dacă stăpânul te găsește... Cum îndrăznești să nu mă asculți? Îmi pare rău, domnule, eu... Dă-te la o parte! O să-ți arăt eu cum scapi de un cerșetor. Măcar a avut bunul simț să moară înainte să mă ating de el. Scapă de el! Acum ai văzut ce ți-a adus mila ta. Un bici pe spate! Vino, Lazare. Vino cu noi. Bietul Lazar. Eu sunt părintele Avram. Bun venit acasă.
se poate întâmpla. Nu, nu poate fi. Mi-e așa sete. Avraame! Părinte Avraam, ajută-mă! Mi-e așa sete. Fac orice. Lasă-l pe Lazar să-și înmoaie degetul în apă și să-mi răcorească limba. Aceste plăcări! Oh, fiule, amintește-ți că în viața pământească tu ai avut atât de mult, iar Lazar ți-a cerșit mila. Acum el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Nu putem face nimic pentru tine, pentru că între noi este o prăpastie mare, pentru ca nimeni să nu poată trece, nici eu la tine, nici tu la mine. Bine, dar măcar pe asta, trimite-l pe Lazar la frații mei ca să-i schimbe și să nu vină și ei în acest loc oribil. Frații tăi au cuvintele lui Moise și ale celorlalți profeți. Roagă-te ca ei să le asculte. Nu, părinte Avraam! Dacă se duce cineva la ei înviat din morți, atunci ei vor crede. Dacă frații tăi nu pot fi convinși de Moise și de profeți, nu vor fi convinși de nimeni, chiar de cineva înviat din morți. Pilda talanților. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care s-a pregătit să plece în altă țară și care și-a chemat robii și le-a încredințat avuția sa. Repede, repede! Stăpânul pleacă mâine! Unde? Nu știu! S-a întors spre mine și deodată a spus așa: dimineață plecăm într-o lungă călătorie. Așa a spus. Lungă călătorie. Nu a spus când vă întoarceți? A zis doar lungă călătorie. Și am rău de mare. Urăsc călătoriile lungi. Sunt bolnav de mult timp. Pleacă? Ce ziceți de asta? O, nu! Va trebui să-mi găsesc o nouă slujbă. Nu. Vrea ca fiecare să rămâneți. Adică voi lucra pentru cineva care nu va mai fi mereu în preajmă? Asta chiar că e o veste bună. Nu te relaxa. Sunt bagaje de încărcat. Asta este o lungă călătorie. Nu voi lucra noaptea. Se așteaptă la prea mult. Spune-i stăpânului că totul va fi gata dimineața. Mulțumesc, Arad. Tola. Bună dimineața, Arad. Bună dimineața, Tola. Unde este... Îmi cer scuze, stăpâne. Eu nu mă simt prea bine. Îmi pare rău să aud asta, Hod. Vreau să vă îngrijiți de ceva cât timp sunt plecat. Vă încredințez aceste prețioase monede. Puteți face ce vreți cu ele, dar când mă voi întoarce, voi cere socoteală. Vreau să le mulțiți. Îți mulțumesc, stăpâne! Am împărțit aceste monede în funcție de experiența și abilitățile voastre.
Hod, mă aștept la mai mult din partea lui Ara și a lui Tola când mă voi întoarce decât de la tine. Ei au primit mai mult. Dar dacă vei fi un bun administrator al acestei monede de argint, răsplata ta va fi ca al lor. Îți promit. Tot ce aștept este să dai tot ce ai mai bun. Fiecare dintre voi este deosebit pentru mine. Îmi va fi dor de voi. Uite, Hod, voi fi bucuros să te ajut dacă vrei. Și eu. Oh, nu! Îl știu pe stăpân prea bine. Nu vreau să mă risc. Nu, domnule. De fapt, o voi îngropa chiar acum. Când stăpânul se va întoarce, o voi dezgropa și își va primi moneda înapoi. Face o mare greșeală. Îl putem convinge doar dacă îi arătăm cum se mulțesc monedele. Domnul meu din ceruri, am nevoie de ajutorul tău ca să înmulțesc monedele. Dă-mi înțelepciunea să știu cel mai bun mod de a folosi aceste monede pentru a da o bună socoteală stăpânului când se va întoarce. Amin. Mă scuzați, îmi puteți arăta cel mai scurt drum către valea din spatele lacului? Este acest drum. 10 zile de mers pe jos. 10 zile? Dar îl pot vedea de aici. E adevărat. Dar lacul este foarte mare. Nimeni nu stă în vale, nu știi? Oh, știu. Dar împăratul a avut ideea asta și acum vrea ca oamenii să locuiască acolo. Așa că ne-a trimis pe toți. Cum adică pe toți? 200 de familii. Toți vin pe acest drum. 200 de familii? Oh, e cea mai bună bucată de pământ, asta e sigur. Desigur, pot să o vând ieftin. Mai sunt locuri cu pământ tare pe aici și pe acolo, dar e bun pentru o casă, o fundație frumoasă și solidă. Și eu voi planta grâu. Grâu? Grâu? Cum ar veni? Grâu? Grâu care crește în pământ? Oh, am întâlnit câțiva oameni nebuni la viața mea, dar tu ești... Sigur nu unul dintre ei. Cumpărat. Trebuie să mă duc să hrănesc caii. Apoi... Mai dorm puțin. Nu! Cum de n-au reparat Arad și Tola asta? Dacă ei cred că eu voi face totul în timp ce ei sunt plecați să-și mulțească monedele, atunci le arăt eu lor. Îmi iau o zi liberă. Hod! Zadok? Nu te-am mai văzut de când ai primit acea... Cum să o numesc? Slujbă? Da, dar de acum o să mă vezi mult mai des. Ai fost concediat din nou? Stăpânul e plecat într-o călătorie lungă. Păi atunci ce mai așteptăm? Haide! Să ne distrăm! La asta mă gândeam și eu. Plătești tu, da? Eu sunt cam falit acum. Ai adus apă pentru casă? Da, ai stivuit lemnele. Aha. Și tu ai curățat grajdul, da? Da. Se pare că am terminat. Noapte bună. Ei o să facă totul.
continuă să tai! Hai! Arad! Hei, Arad! Hod! Uită-te la el! Scuzați-mă, domnule. Pot să vă ajut? Am venit în numele mai multor văduve. Putem să strângem spicele care rămân în urma ta, să avem cu ce ne hrăni copiii? Câți copii sunt, femeie? 40, cam așa. Așteaptă. Tot ce a mai rămas pe câmp este al vostru. Tot? Ia mult să hrănești 40 de copii. Dar și tu ai nevoie. E timp să plantez din nou înainte de recoltă. O să fiu bine. Oh, mulțumesc! Mulțumesc! Gata? Start! Tocmai omul de care aveam nevoie. 200 de familii se mută în valea de peste lac. Fiecare familie va plăti să traverseze lacul decât să-l ocolească. Dacă mă ajuți, îți vei putea dubla moneda imediat. Ca prietena lui Hod eu. Eu nu vorbesc cu tine și nu ești nici pe departe ceea ce înseamnă un prieten. De ce tu și Arad continuați să veniți aici? N-am să risc să pierd acea monedă. Dar stăpânul... Stăpânul are așteptări prea mari. Acesta e cel mai bun greu pe care l-am văzut eu vreodată. Cam cât ai vrea ca să-mi răscumpăr ogorul? Iertare, nu-i de vânzare. Dar ai putea avea tot greul meu pentru 10 monede și tot faci un profit. Cumpărat! E tot ce pot plăti. Sunt recunoscător. Dacă 200 de fermieri plătesc la fel, voi avea 200 de pui de vândut. Stăpânul! S-a întors! Ce? Salutare, Arad! Bine ai venit, stăpâne! Ce ai făcut cu cele 5 monede ale mele? Am câștigat încă 5. Bine lucrat! Și pentru că ai fost credincios în aceste câteva lucruri, te voi pune să conduci peste multe. Îți mulțumesc, stăpâne! Și tu, Tola? Mi-ai dat 2, stăpâne, iar acum îți înapoiez 4. Bine lucrat, Tola. Și tu ar trebui să fii conducător peste multe lucruri. Răsplata ta va fi la fel de mare ca a lui Arad. Hod? Stăpâne, eu... Mi-a fost frică. Știam că indiferent ce aș fi făcut cu ea, tot nu ai fi fost niciodată satisfăcut.
așa că am îngropat-o. Poftim! Măcar nu am pierdut-o. Oh, Hod, nu puteai să o depui măcar undeva și să am un profit? Vezi? Nu ești niciodată mulțumit. Te aștepți la prea mult. Mă așteptam doar ca tu să faci cât poți. Dacă ai fi făcut, răsplata ta ar fi fost la fel cu a celorlalți. Îți promisesem asta. Ține, dă-i o lui Arad. Îmi pare rău, Hod. Nu vei mai putea locui și lucra aici. Îmi pare rău. Minunate sunt pildele pe care Mântuitorul le spunea odinioară tuturor celor care aveau urechi de auzit. Iubirea din cuvintele lui poate fi auzită numai când înveți să asculți cu inima. Un tată, doi fii și o vie ne învață o lecție despre muncă. Pregătește-ți roadele pentru mâine. Rămâi consecvent lucrării tale. Un om este strâns legat de bogățiile sale, în timp ce altul își cerșește mâncarea. Acum cel ce era bogat nu mai are nimic, iar cel ce era sărac are acum o comoară adevărată. Minunate sunt pildele pe care Mântuitorul le spunea odinioară tuturor celor care aveau urechi de auzit. Iubirea din cuvintele lui poate fi auzită numai când înveți să asculți cu inima. Odată un stăpân a dat slujitorilor săi niște talanți și, spunându-le că într-o zi se va întoarce, le-a zis: folosiți cu înțelepciune talanții pe care vi-am dat. Cu ei puteți câștiga dreptul de a sta alături de mine. Minunate sunt pildele pe care Mântuitorul le spunea odinioară tuturor celor care aveau urechi de auzit. Iubirea din cuvintele lui poate fi auzită numai când înveți să asculți cu inima. Numai când înveți să asculți cu inima.